Noul guvern pe care îl vom propune Parlamentului va avea 15 ministere, la care se adaugă primul ministru și viceprim-ministru fără portofoliu. La transportul revine pentru a treia oară Radu Berceanu în politică din 1989. La fel de vechi în meseria de politician, Adrian Videanu își păstrează biroul de la Ministerul Economiei. De Ministerul de Interne se va ocupa Vasile Blaga. Elena Udrea nu părăsește nici executivul, fiind propusă titular la Ministerul Dezvoltării și Turismului. Este singura femeie din acest cabinet și cel mai tânăr membru, 36 de ani. La comunicație a fost desemnat Gabriel Sandu, care ocupă din decembrie 2008 acest post. Munca va fi preluată de Mihai Constantin Șeitan. Are 63 de ani și a avut de-a lungul timpului mai multe funcții în cadrul acestui minister. Ministerul Educației, Tineretului și Sportului ar urma să fie condus de Petre Daniel Funeriu, fost eurodeputat, acum vicepreședinte al Comisiei Prezidențiale pentru Politici în Educație și Cercetare. A studiat în Franța și a fost cercetător în Japonia. La agricultură este propus tehnocratul Mihail Dumitru. Are 45 de ani și este specialist în economie agrară. În acest moment este negociator coordonator al programului de dezvoltare rurală pentru România în cadrul Comisiei Europene. Sebastian Vlădescu, nominalizat la finanțe, a mai ocupat acest post în cabinetul Tăriceanu. La Ministerul Justiției rămâne un alt tehnocrat, Cătălin Predoiu, ocupa acest portofoliu din timpul guvernării Tăriceanu. Și numele independentului Gabriel Oprea se regăsește pe lista posibililor miniștri, acesta urmând să preia apărarea. Pentru portofoliul de externe, propunerea este diplomatul Teodor Baconschi. De cultură se va ocupa președintele executiv al UDMR, Kelemen Hunor. Cel de-al doilea portofoliu dat UDMR-ului este Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor, unde este nominalizat Laszlo Borbély. La sănătate, UDMR l-a desemnat pe senatorul Otilo Ceche.